amintim cu nostalgie de parfumul unor timpuri în care muzica lui Cristian Vasile sau a lui Zavaidoc putea fi ascultată în restaurante tixite de oameni îmbrăcați elegant, așa cum mai puteai vedea la spectacolele de operă. Luau cina sau depănau amintirii la un pahar și petreceau o seară în compania celor mai vestiți lăutari ai vremii. De la Romica Puceanu și Gabi Lungă la Cornelia Catanga, de la Gică Petrescu la Neru Ploieșteanu. Cu ajutorul invitatului meu de astăzi, ne vom aminti de cei care au scris istorie în muzica lăutărească și nu numai. Este poate ultimul lăutar de modă veche din generația sa, care ne poate trece prin secole de istorie tradițională și muzicală, așa cum spunea despre domnia sa Aristide Buhoiu. În peste 50 de ani de muzică lăutărească, de romanțe și folclor, Eugen Barbu, Vadim Tudor, familia Ceaușescu, generația de aur a fotbalului românesc, împăratul Japoniei sau membrii Academiei Române și-au băut supărările și bucuriile prin cântecele lui Nicu Gigantu. De unde vi se trage această titulatură de profesor în muzica lăutărească, în lăutărie? În primul rând, aș vrea să salut toți telespectatorii postului dumneavoastră Eno. Un post foarte frumos, care prezentați extraordinar, foarte frumos. Și care ajunge în foarte multe case ale românilor. Case, da. Și toți prietenii mei, salut colegii, vă doresc o zi frumoasă. De unde vine numele meu de scenă Nicu Gigantu? Da, pentru că puțin știu că dumneavoastră în realitate vă numiți Nicu Constantin. Nicu Constantin, așa. Deci hai să vă spun cum stau lucrurile. În perioada anilor 77, plecam într-un turneu în Germania. Pe timpul acela, pașapoartele nu le vei la îndemâna ta. Deci trebuia să vină un domn securist să ne mâne pașapoartele. Și unde ne găseam? La Berlin. Restaurantul Berlin, unde veneau majoritatea oamenilor adevărați, ca să zic. Și ne găseam acolo cu toții. Eu în timpul ăla lucram cu mare formație, Radu Simion, domnul să-l odihnească, Luca Novac, Alexandru Țitruș, Ion Lăceanu, Nicolae Fieraru, Fărcașul, domnul să-l odihnească. Și acolo ne mâneau pașapoartele. Stând în picioare acolo la o masă, afară în grădină, așa, vine Milea. Milea era un tip așa, la 1,50 m, omul care ne avea să vă aducă pașapoarte. Așa. Ion Lăceanu mai puțin mai înalt, Radu Simion puțin mai înalt, toți aveau o medie așa de 1,60, 1,70, 1,70. Eu eram cel mai înalt. Cine credeți că intră în grădină? La rândul lor plecau și formația lui Tony Ordache, care plecau în Japonia. Și cum a intrat, a venit, noroc, noroc. Și odată și au o poziție așa și uite. Băi, Radule, spune lui Radu Simion. Mă, tu mai ești cum mai ești. Lăceanu mai e cum mai e, Luca așa... Nicu Constantin, păi ce mă, că Nicu Constantin e și el a dat turnase și mai e unul care cântă la restaurant la Bucur. Mă uit la el. Nicu Gigantu. Și de atunci v-a rămas, de atunci acest rămas nume, Gigantu, de scenă. Nume de scenă. Da? Da. Ați pomenit așa, intrau oamenii adevărați. Următoarea mea întrebare se leagă de acești oameni adevărați și de muzica mahalalelor bucureștene, muzica aceea cântată la ureche, mai este ea astăzi căutată, apreciată? Din păcate, și asta o repet, a început să piardă și e un mare păcat, pentru că din urmă vin... Eu n-am nimic cu nimeni, știi că e o vorbă, ci e loc pentru fiecare. Sub soare. Dar e păcat că nu se mai păstrează muzica adevărată lăutărească. Se pierde din stilul muzicii lăutărești. Absolut.
Pentru că nu mai vin din urmă absolut, să zic așa, dacă mai vin unul la mie. Pentru că ce se întâmplă? Dumneavoastră a spus foarte frumos. Eu am apucat timpurile când Romica Puceanu, Gabi Luncă, Cornelia Catanga, erau, cum să vă spun eu, Gabi Luncă, mi-aduc aminte, cântam, umpleam stadioanele. Și veneau atâtă lume. Ce vremuri. Ce vremuri, era stadioanele arhipline. Domnule, și te prima cu o plăcere, cu o dragoste. Dacă dura spectacolul 3 ore, mai ședeai o oră la bisuri. Pentru că era, într-adevăr, muzica noastră frumoasă, lăutărească. Și oamenii erau altfel. Și oamenii erau extraordinari. Eu am avut fericită ocazie. Și eu, și Nelu, și mai mult ne-am învârtit în lumea asta a actorilor. Păi era Ștefan Iordache, era, vai de capul meu, mă scula noaptea de un somn, mi-a dat telefon, băi frumosule, vină încoa. Și îi spuneam boss, păi nu mă interesează. Și mă duceam și făceam la dânsul, la Cușcoparea, o casă aici, spre Znagov. Și făceam, cum să vă spun eu, dacă se culegea via, se stângeau toți actori. Începând de la Papaiani, Dampița, Gheorghe Dinică, Mitică Popescu, dar toți ne întâlneam acolo. Și unii culegeau via, noi cântam, mesele frumos, cu țuică, cu ce era acolo. Era ceva de vis. Ceva de vis. Îmi pare rău și de-aia vorbeam și cu băieții ăștia care mai suntem noi, de seama așa, și spuneam, păi păcat că nu mai vine nimic de normă. Eu sunt de acord. Cui aparține această vină? Pentru că un solist, poate că într-o oarecare măsură, era construit și de lăutarii din jurul lui. Zic bine lucrul ăsta. Ziceți foarte bine, știți de ce? Pentru că la noi în familie, spre exemplu, eu mă trad într-o familie de lăutari, da? Ai mei cântau numai muzică adevărată, lăutărească, frumoasă, de petrecere. Eu m-am format prin ei. Și majoritatea, cum ar fi și Nelu, tot familie de lăutari, Catanga la fel, doamna Gabi Luncă la fel, Romica Puceanu la fel. Păi cu Romica era o plăcere să stai la chefuri, să stai la... Și era așa, dacă când plecai dimineața de acolo, regretai. Pentru că era ceva extraordinar de frumos, extraordinar. Și atunci frumos. Unde este vina, domnule Gigantu? Stimată doamnă, vedeți dumneavoastră, după 90, după Revoluție, s-a format un grup de muzică care o vedeți și dumneavoastră. Eu nu spun foarte frumos că e o vorbă, fiecare unde poate, acolo... Vorbiți de genul manele. Exact, mi-ați dat vorba. Eu n-am nimic cu băieții ăștia, foarte bine, că sunt manele foarte frumoase care le interpretează, cu text frumos. E păcat că în același timp ar trebui să fie un balans, adică... Un echilibru. Un echilibru în care să meargă, să cânte și muzica lăutărească în continuare, să cânte și manele, că sunt frumoase. Dar acum vedeți că și tineretul care... după 90 a, cum să spun eu, a preluat muzica asta cu manele, vedeți dumneavoastră acum că la orice petrecere, la orice nuntă, trebuie să fie și un program de manele, două ore. Cum să vă spun nu la toate, dar la cele mai multe așa se întâmplă. În general, ați văzut că de fapt nu e un secret, e, totul se vede pe TV și chiar la... Care și atunci, dacă există o durere a dumneavoastră, aceasta este. Mă doare sufletul că nu mai vine nimeni din spate. Și e păcat. Și ar trebui tineretul care vine. Uite, spre exemplu, eu am câțiva elevi, câțiva băieți de pe Fetești, de muncă, care îi iau și inițiez și le spun, mă băieți, alături de asta, puneți mâna și învățați. Uite, aveți discuri. Gabi Lump, Romica Puceanu,
Uite cum e și Panseluța, care Panseluța e o solistă extraordinar de bună. Și îmi place că îți menține stilul și dacă ești într-o cameră și pui CD-ul cu Romica și Gănet, nu fac nicio diferență. Deci le-am spus la toți, mă băieți, căutați, că sunt multe elemente acum care apar pe piață, mulți tineri. Căutați și inițiați că e păcat să duce muzica asta frumoasă, lăutărească. E păcat. Eu încerc. Cât o mai fi pe aici, eu încerc să... Uite, aveți o formație care am văzut-o mult aici la Edno, formația Mituș de Ducanu, care, domnule, e o formație completă. Acești oameni cântă tot, și cafe-concert, și muzică lăutărească. Toate genurile. Eu cred că după mine formația asta e super, super ok. Ce noi îi apreciem și îi prețuim foarte mult. Vorbeam de niște vremuri de aur ale muzicii lăutărești. Vreau să vă întreb, dacă dădeați autografe în vremurile acelea, dacă venea lumea să facă fotografii cu dumneavoastră, care erau gesturile de apreciere ale acelui public? Hai să vă spun că venea în centru istoric, la Crama Domnească, veneau numai oameni adevărați. Ce înseamnă adevărați, domnule Nicu? Îmbrăcați elegant. Și îmbrăcați elegant. Și oameni cu cultură vastă. Dacă vă dau niște exemple, vă spun. Dați-mi. Vadim Tudor, Eugen Barbu, Magda Barbu, soție, cum o cheamă care a murit? Sărăroiu, Ileana Sărăroiu venea cu soțul. Deci, făceau mese la Crama Domnească, într-un separeu foarte frumos. Și unde spunea? Spunea ospătarului, cheamă-l pe ăla frumosul, cu păc, aveam porumbar, pe gigantul, cheamă-l aici la masă. Da. Și ședeam cu ei și cântam, începând la romanțe, cântece de petrecere. Dumnezeu să o dunească pe Ileana Sărăroiu, o voce extraordinară. Și cântam împreună la masă. Dom'le, cântai cu o dragoste și cu o mare plăcere, pentru că știți că romanța spune tot adevărul. În romanță se regăsește fiecare dintre noi. Tot ce cântam era o bucurie, o fericire. Și parcă văd pe Eugen Barbu, de multe ori o punea pe doamna Barbu și eu aveam niște cântece din astea bătrânești care le învățasem de la taică și le scria, lua text, mai repetă o dată. Și scria, lua notițe și... Ce să vă spun? Deci exista oameni... o eleganță aparte, un bun gust, o cultură muzicală pe care absolut, cei care întruneau publicul... În primul rând că era și Ministerul Culturii care avea un cuvânt de spus, pentru că dacă veneau controle la restaurante, trebuia să prinzi un repertoriu. Și avea repertoriu, frumos se uita și spunea, dacă cumva era o melodie care nu era agreată, spune asta, stop. Sau două, sau trei, sau patru. Deci nu se putea cânta nu, orice. Nu, nu. Pe ce exista atunci să vină trupe din astea la cârcium, cu manele, cu nu știu ce, cu... Și era vorba și de eleganță, că veneau oameni îmbrăcați frumos, elegant. Păi doamnele avea rochea până aici. Pe cuvânt de onoare. Nu exista să vezi mini-jup, să vezi. Nu, oamenii veneau foarte frumos îmbrăcați, eleganți. Și totuși nu ne-ați spus care erau sau în ce constau aprecierile, gesturile de apreciere ale celor care vă ascultau. Astăzi vi se cer autografe. Astăzi e foarte ușor să se facă o fotografie. Să știți că care... și înainte veneau, lumea bună venea, pentru că noi aveam poze cu formația, cu fiecare din individual și veneau, ba să facă poze, ba venea să dea cu un autograf. Bărbații își scoteau pălăria atunci când le plăcea o melodie. Absolut, când veneau, pe păi da. Mi-aduc aminte că coborând jos pe Gabroveni, când te duci și venea la Cramă, vedeai cu eleganță, cu Joben, cu... Dom'le, îți făcea o plăcere extraordinară, felul cum se îmbrăca, cum se dezbrăcau, cum își puneau paltonul, pălărie. Alte maniere.
altceva. Acum nu mai te îmbraci în blugi, Adidas și asta e. Se poate... câștigau bani din muzica lăutărească? Sigur, nu trebuia neapărat să te duci, cum să spun eu, cu gândul, aoleu, că nu câștig sau nu știu. Nu. Oamenii erau așa de eleganți că venea prin ospătar și se metea frumos. Hai să vă dau un exemplu. Vă rog. Eu am fost și în Japonia. Pentru că eu am făcut și pianul și acordeonul și am plecat cu formație prin 2000. Și cântam la 3 restaurante. Dom'le, așa în grad de civilizație la japonez, n-am să văd nicăieri. Dom'le, cântam pe vapor. Un vapor care făcea o crozieră cu oamenii de afaceri. Și noi aveam un program bine stabilit, să nu luați pagă, să nu faci, să nu știu ce. Da. Și aveam și un staff după noi. Stafful urmărea tot ce se întâmplă. Și cântăm cu acordeonul, nu știu ce. Dom'le, veneau oamenii și își băga plicul. Plic? Nu, așa să-i scoată, să-ți dea... În pliculeț frumos, îi lua și băga în buzunar. Eu unul mi-era, avea o reținere. Pentru că ce se întâmpla pe vapor? Stafful raporta a doua zi ce s-a întâmplat. Fiecare în parte. Și eu m-am dus și am să dau banii înapoi. Și japonezul respectiv, ce da, a scos pălăria din cap. N-am să uit asta niciodată. Și s-a dus la fiecare cu pălăria, pe vapor, pe cuvântul meu de onoare. Și a venit cu pălăria plină de bani și am început să-mi bagi aici, în buzunar. Eu mă schimbasem la față și stafful spune, nu-i problema. Nu-i problema. Ați fost un privilegiat. Exact. Și a spus ok. Ce dacă a fost așa, nu e nicio problemă. Să fiu de tânăr la tine. Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, cum se duc. Nu-i păcat, Doamne-i de mine, să fiu de tânăr la tine. Opa, diri-ra-ra, opa, diri-ra-ra, opa, diri-ri-ra-ra-ra. Opa, diri-ra-ra, opa, diri-ra-ra, opa, diri-ri-ri-ri-ri-ri-ra. Opa, diri-ra-ra. Opa diri dara, opa diri diri dara ira. Opa diri dara, opa diri dara, opa diri diri dira. Astăzi beau și mâine beau, mă mir bani de unde iau. Tare sunt rapă dușmanii, de unde câștig eu banii. Astăzi beau și mâine beau, mă mir bani de unde iau. Tare sunt rapă dușmanii, de unde câștig eu banii. Opa diri dara, opa diri dara, opa diri diri. Opa diri dara, opa diri dara, opa diri 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 da. Opa diri dara, opa diri dara, opa diri diri dara da. Opa diri dara, opa diri dara, opa diri 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 da. Thank you.
și să chefuiesc, să bag în poală dușmanii, să știu, Doamne, că trăiesc. Vreau să-mi cânte lăutarii, să beau și să chefuiesc, să bag în poală dușmanii, să știu, Doamne, că trăiesc. Opa, dirirara, opa, dirirara, opa, dirirara, ira. Opa, dirirara, opa, dirirara, opa, diriririr. Se mai câștigă acum cum se câștiga odinioară? Stimată doamnă, depinde acum și de nume. Dacă ești un nume și oamenii te caută, sigur că câștigi niște bani. Însă, la ora actuală, vedeți dumneavoastră, foarte mulți instrumentiști, foarte mulți soliști. Sunt niște chestii care, cum să spun eu, fiecare aleargă să câștige un ban. Dar eu, pe timpul meu, vreau să vă spun că eu am câștigat niște bani parfumați, eleganți. Tind să cred că, dincolo de acești bani, care sunt importanți pentru toată lumea, odinioară oamenii plecau nu pentru bani la cântat. Așa cum povestiți despre săratele acele, despre atmosfera aceea care nu se mai întâlnește astăzi. În primul rând cântai pentru bucuria inimii tale. Asta e cuvântul. Eu niciodată n-am plecat de acasă cu gândul, aoleu, să mă duc, să câștig, pentru că știam că oamenii de bună credință care înțeleg muzica, vine și se uite, te duci și cânti, nu știu ce, dar îți bagă un bănuț în buzunar, frumos. Mai ales că eu am cântat 14 ani la Casa Doina. Deci acolo venea, într-adevăr, elita. Adică toată lumea bună, începând de sus. Care erau șlagărele iubite de atunci? Păi, în primul rând, deschideai cu tangourile celebre, cu Raza, cu Zaraza. A se lua aminte. Se mai întâmplă și astăzi. Îți mai aduce aminte, doamnă, era târziu și era toamnă, când fuzolețe galbeneau și tremura de vântul serii fernic. Deci să cântam muzică adevărată. Femeia eterna poveste, ce cauți tu în viața mea. Astea erau cântecele cele mai iubite. A ieșit familia la șosea să ia aer domnul Maier cu familia și a plecat pe patru roți cu copii și cu nepoți. Deci, texte extraordinare de frumos. Deci să cânta muzică, îți făcea plăcere. Îți plăcea plăcere. Vă dați seama, 14 ani de zile am avut fericită ocazie să cunosc oameni foarte importanți de România. Și oameni care știau și gustau muzica. Deci nu întâmplător am rezistat 14 ani. Și un repertoriu pe măsură, de altfel, că trebuia să fiți pus la punct cu toate cântecele care erau dragi. Aveam violonistul care cânta cafe, concert, cu toate piesele frumoase, orchestra care suna foarte bine în spate, erau sudați, se repeta, repetam. La noi repetam de 3 ori pe săptămână. Tot ce se cânta, și inclusiv folclor, doine, cum să vă spun eu, deci afară de tango. Exista și un anumit respect față de public. Nu te puteai duce oricum. Nu. Era... Noi aveam un program bine stabilit, deschideam cu cafe-concert, după care făceam suite, Ardeal, Banat, deci făceam din toate zonele. După aceea aveam, pentru că așa era tradiția, spunea: după ora 10, mergeți la fiecare masă să le faceți caș. Pentru că așa a fost pe timpuri la Casa Doina, la șosea. Orchestra mergea la îndrăgostiți la masă și le cânta. Hai să ne întâlnim sâmbătă seara într-o cărcemioară la șosea. Deci era o frumusețe. Eu am prins timpuri bune. Domnul Nicu, da. Vorbim de timpuri bune.
Însă când v-ați născut dumneavoastră în satul Jilavele, da, la puțin timp după sfârșitul războiului și instaurarea regimului comunist, vremurile nu erau atât de bune. Care sunt amintirile acelei copilării sărace? Și spun asta știind faptul că mama și-a vândut la un moment dat și-a tăiat un palton, pardon, ca să vă facă dumneavoastră și fratelui pantaloni. Pantaloni, așa e. Uite-mi. Mama nu mai e și nici tata. Ia să scolim niște amintiri. Noi am fost 5 frați, între care mai suntem 3, cu 2 au plecat. Era greu o familie cu 5 copii. Tata cânta săracul cu țambalul, maica mea cânta cu vocea și cu bateriile, cu tonul. Vă dați seama că era destul de greu 5 copii să-i crești, cum era timpul atunci. Atunci nu se cânta pe bani, 3 lei, 5 lei, o dublă de făină, știu, un ciur de mălaică, așa era obiceiul atunci. Nu vă spun că dacă aveam un pui, mama n-a apucat decât căpățâna. Ce să... De multe ori acum eu mai furam din cratiță câte o aripă, câte o... mai mă lua de urechi, mai... Foarte greu. Și apropo de... Taica mea avea un pardisiu, mi-aduc aminte, culoarea bej deschis. Și nu aveam 5 călțări. Vara o făceam cu picioarele goale. Și nu aveam... aveam decât, cum să vă spun eu... Strictul necesar, sumar, poate. Sumar aveam. Puțin. Și dacă a văzut... A luat pardesiul, maica mea săraca, Dumnezeu, să pricepea și la croitorie. Și acum, cu mânuțele alea acolo, a tăiat pardesiul ăla și ne-a făcut, știu, pantalon frumos și cu bretele. Pa, dacă ne vedeați când iseam pe stradă, eram, ne uitam pe lângă noi, bucurie mare, vă dați seama. Foarte greu a trecut, dar cu timpul ne-am mărit. La 10 ani ați început să cântați la... La 10 ani aveam un acordeon cu 12 bași. Și îmi plăcea cum sună. Și fratele meu mai mare, Dumnezeu să-l odihnească, nu vrea să-mi arate. Mă rog, era mai tânăr, se ducea cu fete, era, n-avea timp. Eu luam acordeonul lui și intram într-o cameră, că aveam trei cămăruțe, să zic. Și luam acordeonul și îmi plăcea cum sună. Și am început singur. Singur și la un moment dat, cum veneau ei, îl lăsam jos. După vreo 3 luni de zile, a venit taică-miu, nu știu de unde a venit, și eu eram în camera din fund. Și s-a aude acordeonul și am început să cânt. Cântam o sârbă, cântam o horonă. Și îi spune, Valerica, lu' mama, ia vin încă. Tata Gheorghe și mama Valerica. Da, da. Ce? Ia ascultă. Și maica mea ședea așa cu urechi acolo. Și-și frământa mâinile așa, de bucurie, știi? Păi atât a fost. Gata. Ia vină, mamă, încă. Vezi că sâmbătă te duci și cânti aici, la horă, în sat. Păi ce să cânt eu, că nu știu. Te duci și cânti alea care le cânti, te duci acolo. Mi-era rușine, eram copil, încă n-aveam curaj, n-aveam... Și încet, mi-a cumpărat un acordeon cu 12 bași, parcă îl văd acum, care îmi plăcea cum suna. Și de atunci am început să mă duc la baluri, să dădeau baluri în comună. Era 10 lei. 10 lei erau bani atunci. Sigur, orice bănuț era important. Da. Și la un moment dat, păi, cu vocea cum facem? Păi nu când cu vocea. Ce face maica mea? Eram la un botez. O femeie foarte deșteaptă a fost, Dumnezeu să o odihnească. Se duce la un tip de la masă de acolo și ce vorbește cu ăla? Și eram niște hârtii de 3 lei. Dacă
am văzut că mai afișează ăștia pe la bancă o hârtie de 3 lei. Ce a vorbit cu tipul respectiv? Ăla vine la mine și îmi spune: Nicușor, cântă și mie o melodie cu vocea de 3 lei aici. Eu n-am văzut, când am văzut bani. Când am văzut bani, da, și am început să cânt. Ce melodie era, Doamne, pe timpul ăla? Nu mi-am aduc aminte. O melodie veche, o cânta tată. Omule, cât ai trăit, tu nimic n-ai folosit, toată viața ai muncit, copiii de aia crescut. Ce știam și eu, două, trei strofe acolo. Oameni, oh, bravo, Valerico, să-ți trăiască, ce băiat ai. Și de atunci a început... Să fiți și mai stimulat, să fiți atras. Sigur, sigur. Să vă placă. Da. Și momentul când am ajuns la, să zic, la 16-17 ani, deja plecasem în București. Făceam școala de artă populară. Da. Și făceam naveta. București, Jilavele, București, Jilavele. Și ce făceam? Eu mai cântam și la cârciun, pentru că pe Colentina erau niște cârciun. Erau Odobești, era Petrila, era la Piețișoară, la Colentina, niște cârciun. Și mă duceam cu unui de-al meu, Mișu, Dumnezeu să-l odinească, și hai cu mine, tai tu. Eu duceam și câștigam 10 lei, 15 lei. Eu ce făceam din banii aia? Mă duceam la piață, că de-aia Dumnezeu îți dă și cum, după cum ai gândit sensul vieții. Și cât ești de recunoscător până la urmă pentru ceea ce primești. Absolut, absolut. Și mă duceam și cumpăram de la piață. Un kilogram de pește, un kilogram de carne și îmi păstram și bani pentru mașină de ocazie, că n-aveam pe timpul ăla, cine avea mașină era un lux. Făceam cu mânuța, făceam naveta, duceam acasă. Ce ziceau părinții? Ce spunea mama? Vai de capul meu. Păi da, de multe ori intra în cameră și plângea. Ce îi spunea lui taică mi sorea cu, uite Gheorghe, băiat, uite ce harnic, de mic, uite așa. Eu am fost foarte atașat de ei. Și Dumnezeu mi-a deschis drumurile că după armată. Și acolo ați fost remarcat, ați ajuns să-i cântați până comandant, până și comandantului suprem, Nicolae Ceaușescu. Era Marinescu Paul, care era iotantul primul al lui Ceaușescu. Un tip, un bărbat înalt, general major, o frumusețe de bărbat. Și când a venit la sala de muzică unde cântam acolo și m-a văzut pe mine, eram și cu acordionul și cu tare. Puh! Și dă telefon la secretarul Consiliului Politic pe brigadă. Și ia, fii atent, că ai un tip așa, fii atent cu tare, te rog să-l lăi în evidență. Colonelul Cârnățeanu. Și acum mi-aduc aminte, da? Și nu vă spun că am făcut o armată extraordinară. Toate recepțiile care erau. Blândă. Vai de capul meu. Mi-aduc aminte, am trecut în rezervă și mă pomenesc cu telefonul acasă de... Revelion. Telefon, cum era? Cu disc? Șeful? Bine, șef. Trebuie să trăiești cine? Zici, eu sunt comandantul Gheorghe. Opa, o zic să trăi. Ne faci și nouă onoarea să vii să ne cânti și nouă la Revelion? Ce abordare frumoasă! Vă dați seama că n-am... Oamenii, cum sunt? Și vreau să vă spun că drumurile mi s-au deschis așa de frumos că de la 21 de ani am avut norocul, am intrat cu formația Radu Simion, formația de virtuoși, pentru că pe timpul ăla nu erau decât trei formații. Era Gheorghe Zamfir, Benone Damian și Radu Simion, formația de virtuoși. Și făceam turnee afară 3 luni, 6 luni. Germania, Franța, Peneluxul făceam. Și îi făceam fericiți și pe ai mei. Pentru că ce câștigam, mă gândeam, am spus, dacă Dumnezeu mi-a dat după munca care am muncit-o și am fost cuvânt adevărat amărâți, uite că a venit și timpul să fim și fericiți. Și îi făceam pe toți fericiți când veneam acasă.
Când veneam de străinătate, așa spuneam atunci, nu spuneam că am venit din Italia, România, din străinătate, că așa s-a purtat. Până și la vecinii care era, le duceam o periche de ciorapi, o brichetă, un săpun fa, Rexona, cum era... Ce lucru mare era pe atunci, să ți se ofere. Da, eu am fost... Câte ceva din afară. De-aia vă spun, eu am fost o fire sufletisă pentru că am crescut. Am urât și Dumnezeu mi-a ajutat. Am avut o viață tare necăzită, nevasta de mult măi nu mă mai ascultă. Așa e și azi, așa e și mâine, așa este și poi mâine. Am pe nimeni, pe nimenea, câțiva prieteni, uite-i cu leamă. Cu ei îmi beau paharul și cu lăutarul. Nu am pe nimeni, pe nimenea, câțiva prieteni, uite-i cu leamă. Cu ei îmi beau paharul să-mi alin așteptând cu drag ziua cea de mâine, și cu rele și cu bune. Nu am pe nimeni, pe nimenea, câțiva prieteni, uite-i cu leamă. Cu ei îmi beau paharul și cu lăutarul. Câțiva prieteni, uite-i cu leamă. Cu ei îmi beau paharul și-mi alin amarul. Viața e făcută ca să o trăiesc, la fel și nevasta ca să o iubesc. Așa e și azi, așa e și mâine, așa o fi și poi mâine. Nu am pe nimeni, pe nimenea, câțiva prieteni, uite-i cu leamă. Cu ei îmi beau paharul
câțiva prieteni, uite-i cu leamă. Ei îmi beau paharul și-mi alin amarul. Ce ați preluat de la mama? Că vă văd ori de câte ori vorbiți de dumneai, vi se umezește. Păi nu, bine să și plâng, nu mai vreau să mai mi-aduc care. Ce avea mama? Și ce va rămas de la mama? Mi-e foarte greu. Are un an de când a plecat și... A plecat așa cum a plecat. M-a strâns de mână și a făcut așa. Da. Da, a plecat totuși împlinită, nu? Văzându-vă și sunteți sănătos, domnule Nicu. Și aveți un băiat, un bariton excelent. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, într-adevăr, un copil extraordinar. A muncit și muncește foarte mult. Absolvent de conservator, master, la clasic, la jazz. Eu nu că-i copilul meu, niciodată n-am lăudat copilul meu. Și nu voi lăuda, dumneavoastră lăudați. Public în general. Eu l-am ascultat și mi-a plăcut, recunosc foarte tare. Angajat la doi în armate, prin solist, toate protocoalele mari, ele pe zilele mari, 1 decembrie, toate. A existat o relație între băiatul dumneavoastră și mama dumneavoastră? Între nepot, bunică? Ea săraca i-a zis ultimul timp, acum 2 ani, 3 ani, zicea, Alex, Suțu, hai, mamă, să cânti și cu mine. Mama cânta foarte frumos cu voce. Mama cânta romanțe. Eu am furat mult de la mama. Eu am luat mult de la ea. Cântece de petreceri. A fost un mentor, așadar. Și avea o voce, nu exagerez, Ioana Radu. Avea o voce extraordinară. Te cum te hipnotiza, cum se uita la tine și deschidea. Vai de capul meu, Dumnezeu să ordine. Am învățat foarte multe și de-aia îmi vine greu. Pentru că mama a fost și colegă de muncă și a fost și mama mea. Ea când venea... Când veneam de undeva, primul rând, nu dormea, făcea mâncare. Și după aia nu mai spui că trebuia să și spele și cum era pe timpul ăla la albie cu asta și parcă vederea frânghia plină de la 5 copii și... Și de aia spun că zice, măi, Alex, nu faci mai mă, și cu mine să facem un CD-ul. Și avea, deci, 93 de ani. Deci avea avut o ambiție până acum 2-3 ani, până să întâmple cu ea. Mamă extraordinar de bună, e țărâna ușoară. Stâlp de rezistență în familie a fost mama, prin prisma sacrificiului pe care l-a făcut și a jertfelor nenumărate, nu? Nu e puțin lucru să te duci să cânti și apoi cum erau nunțile odinioară, țineau și 3 zile să te întorci și să te apuci de te spălat, de făcut mâncare. Hai de capul. Și Dumnezeu a deschis căile, știți cum e, Dumnezeu deschide căile fiecăruia. Și îi mulțumesc Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Am o soție foarte bună, o femeie jos pălăria. Altă femeie foarte importantă în viața dumneavoastră. Spuneați că, într-un interviu acordat, că dumneai reprezintă mâna de fier din familia dumneavoastră. Pe soția mea? Da. E o vorbă, zice, poți să aduci bani cu sacul dacă n-ai soția să fie... Să pună punctul pe ei în casă, nu rezolv nimic. Că ce poate să fie mai important? Eu mă duc, muncesc, adun... Dar dacă soția nu se ocupă și este... Sunt multe cazuri care nu vreau să dau exemplu. Însă valia mea, pe care Vasilica asta o cheamă. Vasilica, da. Valiu Alintați, așa. Valin, da. Aveți peste 40 de ani de căsnicie. Da. Mulți înainte. Mulțumesc. E o femeie extraordinară. Ea n-a știut decât băiatul a fost cătușa lui. Pentru că eu am fost plecat la școală, la conservator, la George Inescu. Pe unde a fost? Ea a fost cătușa. Putere.
Și bineînțeles că eu am fost omul stâlpul casei, în sensul că am ținut totul sub control, în sensul că nu a lipsit nimic din casă. Vârneați cu toate cele necesare. Exact. De-aia spun, îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat băiatul ăsta care e viața mea, e lumina mea. Pentru că dacă noi am fost cinci, a fost greu. Și a venit Alex pe lume și ăsta mi-a... V-a motivat și mai m-a mult. M-a motivat, m-a... V-a împlinit. M-a împlinit, exact, m-a împlinit. Un copil extraordinar, să trăiască la toată lumea și al meu și a dumneavoastră și... Da, un copil... Ce-a preluat Alex de la dumneavoastră? Sau Alex? De la mama lui? Alex, tot ce făceam eu, vedea pe mine că studiez, trecea și el. Mă duceam să mă rat, să mă bărbierez, venea și el, avea și el mașina să bărbierez. Ce? Dar nu puteam, era viața mea, luam, îl mângâiam, îl... ce să spun. Însă a fost de mic talentat. Când a dat examen la școală, la 7 ani, a cântat în limba engleză. El era foarte atent ce cântă personalitățile. Are o pronunție astea foarte corectă și o dicție impecabilă. Eu l-am ascultat, te recunosc. Și ce e. Și a rămas și așa, știi, profesorii și... A fost, cum să spun eu, și n-a fost din ăsta rușinos, știi? Adică, că eu spuneam, toticule, să fii zmeu, să fii leu, să fii așa, da? Și Vari la fel, soția mea. Și mulțumesc Dumnezeu că a ieșit un copil extraordinar, dar prin muncă muncește enorm de mult, enorm de mult. El sunt a făcut convinsă. Cu profesorul Băieșu, a făcut cantul. Și nu spun că la ora actuală el cântă tot, nu există la el. Și muzică pop, și clasic, și jazz, și tot. Și folclor, dacă l-auzi, cântă mai bine ca mine. Poate o să avem o dată ocazia, l-așteptăm cu drag. O să-i lansăm când, la un moment dat o invitație în emisiunea Somnul. Când doresc, sigur, da. Domnule Nicu, ați amintit despre celebra orchestră a lui Radu Simion, da, despre da. Începuturile dumneavoastră, sigur. Despre Radu Simion, un rapsod vestit, lansat în carieră de inegalabilă Maria Tănase. Despre turnee în străinătate. Eu știu că ați prins un contract în Germania și ați încercat să rămâneți acolo în 1984. Da. Doar că ați fost rădat chiar de cel mai bun prieten al dumneavoastră, Radu Simion. El v-a părât la securitate? Ați fost nevoit să vă întoarceți. Stați-mă, da, nu, stați puțin să vedeți. Deci, timpurile deja început să strângă șurub. Înțelegeți dumneavoastră, începuse cu dacă te prindea cu un dolar, dacă te prindea cu nu știu ce, te lua, te omora cu bătaia și spuneai că mai ai chiar dacă n-aveai. Și atunci cu eu, cu Nicolae Ferraru, cu mătrul meu, un simbalist. L-am avut și noi în emisiune. L-ați avut, nu? Da, și foarte franc și foarte transparent. Da, așa. Fost foarte generos cu detalii din vremuri, așa precum sunteți și dumneavoastră. Băiat extraordinar, da, am făcut cu el. Ce, ca frate, cum să o spun eu. Am lucrat cu el mulți ani împreună. Și într-una din zile hotărăm, băi, ce facem? Rămânem în Germania? Măi, cu Metri, cu o fi, cu poate. I-am botezat un băiețel. Cu Metri, știu eu, hai să mai ne gândim, să facem, să dregem, că nu... În sfârșit. Ne-am întâlnit tot la crama domnească, că de fapt de acolo am plecat. Și am stabilit, da, eu, el și băiatul cu contrabasul. Ion Nicolae îl cheamă, care ulterior a decedat, Dumnezeu să-l odinească. Și am plecat... Ultimul concert care l-am avut la Wiesbaden, lângă Frankfurt. Zic, băi, mâine dimineață, dar care a fost norocul? Că aici e o șansă, știi? Când am ajuns în gara la Frankfurt, Radu Simion a plecat după cumpărături.
Luca Novac, seara s-a făcuse că era sfârșit de turneu, băuse niște recepție, palincă, da, nu știu ce gutare, și era obosit. Lăceanu s-a dus și ăla să cumpere, mă rog, fiecare dintre ei. Noi a rămas în mașină, microbus. Nicolae, acum ai loc. Am deschis portbagajul, am luat un căruț la mare din gara, am pus instrumentele tot, vorbisem cu un tip român care locuia în Wiesbaden și el a spus, băi, veniți la mine. Am luat instrumentele frumos tot, ne-am îmbarcat și ne-am dus direct la tipul respectiv. Hai. Au venit acum băieții la mașină să plece. Unde-i Nicolae? Nu erați unde-i de găsit? Gigantul? Unde-i Ion? Șoferul era nemț. Guido-l chema. Guido. Mi-aduc aminte și acum. Și la un moment dat îi spune, Guido, unde este? Voi ești mai în coleg? Colega! Da, ei, atunci când a ajuns în țară, Radu Simion s-a dus, s-a declarat că am fugit. Dar am rămas în Germania, dar n-am depus azil politic. În momentul când depuneai azil politic, deja aveai 5 ani. Direct. Dacă te întorceai acasă. Și în sfârșit, eu am cunoscut un patron care venea în România, care avea restaurantul în Offenbach, unde l-am dus și pe Nelu, Dumnezeu să-l odihnească, și pe mulți i-am dus acolo. Om avea o cărciumă românească deschisă chiar în Offenbach. Bebe, Dumnezeu să-l odihnească, Bebe Banhauer îl chema. Era Sașel, locuia în Brașov și pe timpuri a plecat și a rămas. Și ce am făcut eu? Am vorbit cu omul și am cântat la el. Dacă am cântat la el, am făcut și bani mulți. Eram boier. Cumpăram castofoane, cumpăream de multe și multe. Nicolae, ne întoarcem acasă. Zice, da, cum e, ne întoarcem. Cel cu bas a spus eu, înainte da, înapoi nu. Bine, bă, băiatule. El ce-a făcut? El a venit la Aria, cum era atunci pe timpul la și-a Radu Simion și-a dat cu semnatul. Că am rămas, că ne aleargă poliția, că... Și-am venit în țară. Am venit în țară. Ce-am făcut? Eu am luat contractul de la patronul respectiv cu cotele Aria, care trebuia să plătim. Mi-aduc aminte, era 700 sau 1000 de mărci. Deci cumva erați în regulă acolo, ați muncit absolut, legal? Absolut, sigur, absolut. Și când am venit și ne-am prezentat la Aria, colonelul, băi, ce ați făcut, ați fugit? N-am fugit, domnul colonel. Am găsit și noi un contract, uitați aici contractul. Uitați și cotele Aria. Și atunci n-am avut și ce să se lege. N-am mai zis absolut nimic. Și era de Simion a rămas așa cum. Da, și de atunci n-am mai... S-a stricat colaborat. O prietenie atunci? Dom'le, o perioadă de vreo 2 ani... Ați rămas... Nici Lăceanu n-a mai cântat cu el. Pentru că a zis că Lăceanu ne-a învățat să rămânem noi acolo, în Germania. Ai vre. Nu, Lăceanu n-avea nicio treabă. Mă rog. Și după care... Apropo, iar revin, că Dumnezeu le face pe toate. Iar am început să plecăm, iar am dus în Italia, iar în Germania, am plecat în America. Aici în America m-a rugat cu mătru Nicolae. Eu aveam contract în Germania și în perioada septembrie aveam concediu. El ce îmi spune? Băi, urcă-te în avion, îți trimite eu pe cineva cu chemare tot, și vin cu aici. Și dacă vrei, rămâi, dacă nu, cum vrei. A trimis un tip cu chemare, m-am dus cu el la ambasada în Frankfurt. Eu aveam arbaițam, viză de lucru, pașaport. Ok. Nici n-a stat pe gând. Viza și... Viza și... M-am rucat în avion și am plecat.
Ei, m-am dus acolo, el m-a primit frumos, omenește, gata, cu metrică. Măi, n-am inima, vezi, asta e. După 3 săptămâni am spus, cu metre? Ce? Plec. Măi, ești nebun, cum să pleci? Păi eu am făcut toate sacrificiile ca să te aduc aici. Plec. Preabat. Îi dă telefonul lui Aristide Buhoiu, Dumnezeu să-l odihnească, și mă sună Aristide. Băi, gigantule, băi, lunganule, ce vrei să faci? Păi, domnul Aristide, uite așa. Nu, mă, nu pleci, fii atent, te urci în mașină mâine dimineață și te duci la New York. Te duci și când la o curcimă românească, la unul Sandu Ștefănescu. Vezi că îți trimit mașina mâine dimineață. Într-adevăr, la ora 5 a venit omul. N-am mers atunci cu mașina, mi-aduc aminte, de la Detroit, Paul, la New York. Mă dură picioare, că m-am dat jos când am ajuns la New York în față să mă dau. Erați amorțit. Da, n-am mai putut să a trebuit să fac gimnastică. Și am stat la Ștefănescu. Mamă, când m-a auzit Ștefănescu, când a auzit toți românii atunci, erau 89. Vai de mine, era o romanță, dorul de casă. Dacă mă întreba, nu, ce dor pe lume e mai scump, dorul de casă, eu vă spune, dorul de casă e cel mai sfânt. Căsuța mea nu e în palat, nu e politei în foi de iaur, nu e în castel cu turn înalt, dar pentru mine e un tezaur. Ma! Plângea tot restaurantul. Era... Și dumneavoastră pe interior, că aveați familie păi în aveam, casă. Aveam. Nu vă spun, am câștigat foarte mulți bani. Aveam și bani german la mine, și Deutsche Mark, și aveam și dolari. Bani mulți, bani mulți. Ștefănescu ce spunea? Fii atent. Îți dă băiatul, uite, asta e casa ta. Ai tot ce trebuie. Mergi cu mine, depui azil politic și rămâi aici și te fac cetățen american. N-a beleau, zic, acum și cu asta. Da, domnul Sandu. Deci am stat așa, septembrie, octombrie, noiembrie, și la sfârșitul noiembrie am spus, domnul Sandu, nu vă supărați, mă întorc acasă. Băi, ești nebun. Mă duc acasă, zic, mi-e dor de-ai mei. Nu... Băi, tu îi faci fericit de aici, stai cu minte, stai aici la mine, că îți fac tot ce vrei. Nu s-a înțeles cu mine de nicio culoare. Cine era? Că veneau foarte mulți românea. În tot timpul ăsta ați reușit să țineți legătura cu mama, cu vorbeam, frații, vorbeam cu la telefon. Soția. La telefon. Ce faceți? Cum sunteți? Nu știu ce, copii, cu poții. În Japonia a fost mai greu pentru mine, că am stat 7 luni și mi-era dor de băiat. Asta și... a fost perioada cea mai lungă cât ați fost plecat? 7 luni. Am stat și un an și 2 luni în Germania, dar mai veneam acasă la interval de 3 luni, 4 luni, știi? Și era aproape, aici era altceva. Și nu s-a înțeles cu mine. V-ați întors acasă? Da. M-am întors acasă și am prins revoluția în țară. Chiar pe 12, pe 13 am plecat de acolo. M-a dus în Germania, că trebuia să-mi iau bagajele, tot ce aveam acolo, și m-am întors acasă. Și am prins revoluția în țară. Și după revoluție am luat viză până an de zile. Dar nu mai mi-a trebuit să mai plec. Pentru că începuse aici treaba bine, toată lumea câștiga, era lumea entuziasmată, era totul altceva. Și n-am mai plecat. V-am spus, am plecat în Japonia în 2000, unde a stat 7 luni. Și am spus că nu mai întrebui Japonia. Atunci am cântat lui împărăteasa Japoniei, da, acolo, cu trupa, care eram de români, că am plecat vreo 12 ani. Calubălan și șaua-i verde,
ține-mi-l bine, ține-mi-l bine, nu mi-l pierde. Calubălan, calubălan și șaoai verde. Ține-mi-l bine, ține-mi-l bine, nu mi-l pierde. Că l-am mai, că l-am mai pierdut o dată. Și l-am cătat, și l-am cătat vara toată. Că l-am mai, că l-am mai pierdut odată. Și l-am cătat, și l-am cătat vara toată. L-am găsit, l-am găsit la Drăgășan, mă. Priponit, priponit un leuștea. L-am găsit, l-am găsit la Drăgășan, mă. Priponit, priponit un leuștea. Lebuișteane, lebuișteane, cintea pus, măi. Maria, Maria care s-a dus. Lebuișteane, lebuișteane, cintea pus, măi. Maria, Maria care s-a dus. N-a lăsat, n-a lăsat niciun răspuns, mă. Nici guriță, nici guriță de ajun. N-a lăsat, n-a lăsat niciun răspuns, mă. Nici guriță, nici guriță de ajun. A plecat, a plecat și mi-a spus mie că-i cu gândul, că-i cu gândul tot la tine. A plecat, a plecat și mi-a spus mie că-i cu gândul, că-i cu gândul tot la tine. Ați amintit de atâtea nume importante, ați cântat unor mari oameni, eleganți oameni, cum spuneați. Aș vrea acum să trecem în revistă și să facem și un exercițiu de memorie. Eu vă voi spune câte un nume și dumneavoastră îmi veți spune care este melodia care îl mișca pe acel personaj, care îl făcea să scoată bani din buzunar. Să începem cu Vadim Tudor, spre exemplu. Ce îi plăcea lui Vadim Tudor să asculte? Vadim Tudor, sincer să fiu, nu era cu... Adică îi plăcea mult, dar el era cu patriotism. Cântecele patriotice. Eugen Barbu. Eugen Barbu îi plăcea Foaie Verde, Măr Domnesc. Am iubit și am să iubesc. Și mai plăcea, pentru că mi-a zis de Eugen Barbu, da. Dă-mi boierule nevasta. Un țigan avea o casă. Da. Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal. Mircea Sandu îi plăcea Cocoșele, Cocoșelule. Da. Ilie Dumitrescu? Ilie Dumitrescu îi plăcea romanțe. O romanță foarte frumoasă care se numește Înțeleg. N-ai zice despre Înțeleg. Un fostbalist că ascultă. Un băiat și foarte că cultivat, un băiat cu pregătire extraordinară. Ilie, jos pălăria. Cornel Dinu? Cornel Dinu, tot așa. Place muzica veche. Cânteam o piesă aia care a apărut. Noaptea m-a prins iar, bea de același iar și dacă... Da, super. Și... Sunt vagabondul vieții mele, care a avut un impact foarte puternic. O rezonanță foarte mare, da. Dar
cel mai bine dintre toți actorii, că o cânta și Dinică, o cânta și Ștefan, Dumnezeu Lădinescu, bătrânul. Dar cel mai muzical și cel mai pregătit muzical după mine rămâne Dumitru Urcăreanu. Vai de mine! Vai de mine! Un om de o modestie extraordinară. Și punea mâna și pe instrument și spunea, vezi că nu-i bine armonie acolo. Da, lasă-l jos dacă nu știi. Deci, iar Dinica a avut șarmul lui prin, cum să spun eu, a avut o voce puternică, ca să zic așa, știi? Dacă ați ascultat CD-ul ăla cu el. Iar Ștefan era un bun, cum să spun eu, bine, el fiind actor, mai mult recita când cânta. Poate ați auzit la magazin sigur de vise. Sigur că da, dar cine? Cine nu i-a ascultat? Dar noi nebuneam, pentru că prin felul nostru din nativ, noi cântam muzica lautărească și era... Dacă cineva acum, dintre cei tineri, care poate n-au avut șansa unui debut, dar care iubesc acest gen muzical, la ce n-ar trebui să renunțe ca să asigure această autenticitate a stilului muzicii lăutărești? Stimată doamnă, e foarte greu de a convinge oamenii, pentru că știți ce se întâmplă? Avem și valul ăsta cu rețele de socializare, cu mediatizarea. Oamenii au pus, să zic așa, sau banul a pus stăpânire pe oameni. Dar bani se făceau înainte și cu muzica lăutărească, mă refer, domnule Nicu. La ce se cântă acum? Înțelegeți dumneavoastră ce vreau să spun. Știți dacă eu cânt, hai să vă dau un exemplu. Dacă eu cânt, mă duc la o nuntă, da? Și am cântat. Te-ai așezat la inimioară, pac, pac. Dă-i și o sârbă, dă-i și nu știu ce. Oh, bravo. Și a intrat formația X-ules. Pam, 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 pam. Să vezi cum zboară. Pac, pac. Aici e schimbarea. Nu mai interesul pentru muzica adevărată aia frumoasă. Vedeți dumneavoastră, Romica cânta adevăratele manele frumoase și cu text frumos. Și texte, asta voiam să spun. Gabi Luncă la fel. Tot la fel. Frumos, elegant. Băieții de acum nu spun, au voci, sunt niște voci extraordinare. Sunt voci extraordinare. Uite, mie îmi place Valiu Vigelie. Foarte mișto băiat. Și nu complică lucrul. Cântă frumos, elegant, are piese frumoase. Adrian la fel. Ceilalți la fel. Jos pălărie. Dar sunt cei din urmă care vin. A zis bine ăsta, cum îl cheamă, Salam, Florin Salam. Ce, domne, am vrut să iau și eu niște băieți să cânte cu mine. Dânsul Grab s-a făcut lăutari. Deci pune mâna pe orgă, bagă discheta și începe pampara, știe, nu știe, și începe și fură piese de la Vali, de la ala și le cântă cu vocea. Și oamenii pun bot, că eu vorbă românesc. Nu mai e cum era odată, când spuneați că înainte să intri într-un restaurant, într-o cârciumă, trebuia să-ți fie evaluat repertoriul pe care aveai să ți-l prezinți. Nu exista. Nu exista. Venea controle, nu era? Pac, te dădea afară, venea să făcea regăși. Și își dădea și interzis să mai cânti. Mi se pare o măsură de protecție pentru cultura muzicală a unui popor. Muzicală, da, da. Te poți face vinovat de lipsa de educație. Așa sau... E. Zica mică, aș iubi-o, dar mi-e frică.
sau o să mai crească. Vine altul să iubească, mai bine să o iubesc eu mai, că e fată din satul meu. Mai bine să o iubesc eu mai, că e fată din satul meu. Seara pe lungă, o văzui pe când la muncă. O văzui seara pe lungă, o văzui pe când la muncă. Pentru că în ultima perioadă s-au stins oameni foarte valoroși ai muzicii lăutărești și pentru că ați amintit cu atâta drag de ei, mi-aș dori măcar despre unii să ne mărturisiți și nouă amintiri care v-au rămas legate de Nelu Ploieșteanu, spre exemplu. Nelu am fost și Cuscri, fratele meu a fost căsătorit cu sora lui, a decedat. Nelu a copilărit, a dormit în pat cu mine ca frați. Cu Nelu am împărțit și bune și rele. În tinerețe mergeam, cântam împreună, la nunți, la botezi, la chefuri. Ulterior a venit vârsta în care s-a căsătorit și el, a făcut copii, a avut de fapt 5, mai are 4 fete, că băiatul s-a dus. Însă când mă duceam cu Nelu, la noi nu exista că unul e mai bun, că ăla e mai bun, că nu. Noi făceam același, ne bucuram de succesul unul a celuilalt. Deci, în Germania, erau români, comunitatea de români care venea în Offenbach acolo. Făceam un succes atât eu cât și el. Dacă am rezistat acolo 7 ani de zile, să cânți 7 ani de zile în Germania, unde veneau doctori, unde erau rămas pe timpul ăla foarte. Duminica e dedicată, era full restaurat. Când se te petrece, romanți, oameni civilizați, apropo, veneau eleganți, frumos, jos pălărie. Nelu, cum să spun eu, eu am avut cu el multe discuții din punct de vedere al muncii. I-am spus, măi, Nelu, el a avut perioada aia de vogă atunci când a... Și am spus, e cazul, mai la relantie așa, că trec ani și nu-i bine și nu... Măi, cu metri, că am copii, că am ce să fac, că nu știu ce, și păi, părerea ta, o spun ca frate, ca prieten, cum vrei. Și
ultima, acum un an sau doi, deci are un an de când a murit, acum doi ani a mai fost bun la, a fost internat la Babeș. Și a spus doctorul atunci, a spus, Nanelu, ce dacă nu stai cu minte, vezi că ai trecut pe lângă aia cu coasă. Deci se impunea o pauză, o... Deci oamenii i-a spus, nu mai munci atât de mult, caută și lasă mai ușor. Eu acum îl înțeleg, adică l-am înțeles pe timpul ăla, pentru că am greutăți, domnule, am 5 copii, am nu știu. Și atunci, cum să spun eu, poți să-i dai o învățătură la cine, poți să-l înveți, să-i dai o idee, nu? Dar decizia și-o ia. Decizia o ia. Și într-adevăr așa a fost, a plecat, m-a sunat pe mine, cu metri vrei să vii după mine la cascada, nu merg, băi, departe, 300 de kilometri, nu merg. Hai, domne, că facem amândoi, nu merg. Cascada Bacău? La Bacău, acolo, da. Unde a cântat el, ultima dată. Da. Suceava, cam așa, ce până... Nu, la Bacău, Bacău este, Bacău, da. Mă rog, nu știu, da. Și nu ați mers, pentru că distanța era una mare? Nu m-am dus, era foarte obositor și... Eu l-am înțeles într-un fel, pentru că familia grea, știi? Existau niște presiuni în viața lui care nu îl puteau lăsa să facă o pauză. Nu mai m-a interesat așa, că v-am spus, trebuie să mai ții și la sănătate în ziua de astăzi. Cu măsură să fie. Despre Cornelia Katanga. Cu Cornelia am cântat la Șarpele Roz, când era Șarpele Roz în glorie, unde era... Nopți, atunci am pierdut cele mai multe nopți. Ajungeam acasă la 5, la 6 dimineața, la 7. Groaznic. Dar în sfârșit, Dumnezeu a trecut și l-am trecut și pe asta. Dar Cornelia, nici la ora actuală nu știu că a fost bolnavă, că n-a fost, pentru că a rămas toată lumea surprinsă. Momentul când a spus că a murit. Cred că ceva o fi avut, nu? Nu poate să știe că n-am intrat nici cu bărbatul, cu soțul ei, n-am intrat în... Că nu, nu că știți, de la o discuție se poate devia sau... Fiecare e o vorbă, fiecare cum se așterne, așa doarme. Pentru că viața noastră de artist e foarte periculoasă. Indiferent că ești actor, că ești scriitor, că ești... E stresul mare. Și dacă nu știi cât de cât să te echilibrezi... Despre Gabi Lungă? Doamna Gabi Lungă, ți-am spus înainte, aveam 20 ceva de ani, când cântam pe stadioane, umplea stadioanele. Când spuneai Gabi Lungă și Ionul Riu, termina. Aveți vreo amintire dintre peripețiile pe care sunt convinsă că le-ați trăit de-a lungul atâtor ani la tot felul de evenimente? Sunt multe, da. Una de care să vă amintiți, una, două care v-au rămas și le povestiți așa la un pahar. Ce să spun, Cunelu? Prin Germania, multe amintiri din așa. Da. Eu mergeam, după ce cântam, plecam în Frankfurt. La 3 dimineața, la 4. Obosiți? Obosiți, ne duceam, mâncam ceva, o friptură, beam o bere. Și? Și la un moment dat, un dâinel. Un dâinel, mă duc pe acolo. Nu mi-a dat în cap să mă duc la toaletă. Când m-a dus era cu băuse, l-a luat somnul acolo. Tărat. Nu crezi. Băi, ce faci aici? Cu metri, nu știu. L-am luat, l-am scos acolo. Hai, trece el. Să merge că avem de luat masa. În sfârșit, îl luam. Și multe din astea am avut la restaurant. Noi dormeam deasupra la restaurant, știi? Și... trecea lumea pe stradă. Și el ședea la
pereastră acolo. Și a văzut un negru din ăla. Și ăla i-a făcut un gest mai obscen, așa, știi? Așa. Și a fugit de acolo drept jos în restaurant. Ne-a bebe, spunea lui patron. Uite un negru ce mi-a făcut, uite așa, nu știu. Stai, mă, lasă-i în pace, că aici sunt fel de fel de oameni, știi? Și din asta o dezvoltam noi, gleșinam de râs, îți dai seama, da. Da, astea... Dar una așa care ține de miroasă, de o soacră, de un socru... Ei, asta, eu am avut o problemă. Ce problemă ați avut, domnul Nicu? Eram la liceu, cu Bolintineanu, în Brahova. Și, bă, ca elevi eram prieteni împreună, ca studenți, cum să spun eu. Și fete multe. Hai să mergem, ne duceam la o serată, mai făceam, mai beam un suc, mai nu știu ce, mai... Una dintre fete s-a apropiat foarte mult de mine. Geta o cheamă, și acum mi-aduc aminte. Eu nu știu ce intenție aveam. Tot timpul de mă duceam după mine. Hai cu mine, cu frate-su, cu fetele. Ceva am simțit eu, știi? Băi, în sfârșit, a trecut o perioadă, așa cum un an ceva de aici, la un moment dat, ultimul an, zice, Nicușor, să vii diseară, că uite, fac unia civilă. N-am înțeles-o pe fata asta și nici acum nu înțeleg. Bun. Am mers la colonia civilă, l-o să prezinte și ea pe soțul ei, pe mine mă prezentau, uite, opa, zic, opa, nu e regulă. O colegă a simțit și spune, băi, Nicu, ce-i cu Geta? Mă, știu, zic, abia așa, bro, păsărică, știu ce avea. Și cum ați ieșit din... Hai să vezi ce s-a întâmplat. A trecut o perioadă, nu știu, a făcut nuntă. La nuntă ce crezi? Pe mine mă prezenta la toți. Eu mă uitam, era și jenă față de băiatul ăla, știi? Și era un băiat frumușel, nu era ca mine, eram nasc. Deci ca să înțelegem, la colonia civilă exista totuși un domn. Dar ea, sub formă de glumă, vă prezenta pe dumneavoastră, da, la nuntă, da, deopotrivă, aceleași glume. Ce crezi, stimată doamnă? Pe la 12 noaptea m-am dus la bucătărie. Maică s-a lucrat acolo, bucătăreasă. Și eu văd pe maică, s-a început să plângă, să spună, mamă, Nicușor, te rog frumos, ai grijă, că uite, Geta, așa, așa. Zic, cum? Păi, îndrăgostită de tine și uite, că vrea să fie cu tine. Cum să... Fie femeie, că eu aici sunt lăutară, am zis că la nuntă nu să fiu mire. Stimată doamnă, nu vă spun că la ora 4 le-am spus la ăștia mei care cântam, vedeți că eu plec, mă. Eu am intrat în bucătărie și în față, cine apare? Mireață, cu totul. Ce faci, copii, copoții? Nu e bine că... Am oprit taxiul, s-a băgat în taxi. Păi ce ați făcut? M-am dus acasă cu ea, ce era să-i fac? Și unde ați ajuns acasă, domnule Nicu? Bănuiesc că nu la mama. Păi nu eram căsătorit eu. Nu eram, ședeam în București. Și... Dar era și mama, era și toți, că aveam o casă aici, chiar în, lângă Mănăstirea Plumbuita. Când a văzut-o, mama, ce ai făcut? Ce să fac? Zic, a venit aici. Ce cauți cu fata acasă? Ce-i cu... Băi, cofii, copății, nu știu. Nu știi ce s-o fi întâmplat acolo, nici în ziua de astăzi. Certe un singur lucru, că la 3 zile a venit după ea. Fratele lui știa unde locuie și l-a luat așa. Și am spus, te rog frumos, du-te acasă. Du-te că eu nu mă însor, eu am problemele mele, eu plec afară, vin, mă întorc, nu. Și a plecat. Mai știi plecat ceva de Geta asta? După 3 ani de zile, așa, și de-am la Majestic în față pe bulevard. Cine apare de la...
De pe bulevard, pe bulevard, care se plimbasă. Da, cine apare? Traversa la CCA acolo, la Casa Armatei, doi tipi, ea, bărbatul și cu o fetiță, cred că era. A venit. Eu m-am întors așa, dar zic, mă vorbesc cu ce care treabă. Și, o, să rămână geta, ce faceți, nu știu ce, băi, ce copil aveți, frumos, o fetiță, mulțumim, bine, nu știu ce. La revedere și asta. Și asta a fost tot. Da. Amintiri. Amintiri, da. Dacă ați putea da timpul înapoi, într-un moment din viața dumneavoastră, ce ați schimba? Eu ar vrea să schimb muzica să cânte cum să cânta pe timpul. Știu că mă iubești, de e supărată sau dacă nu ești, prea puțin îmi pasă, știu că mă iubești, Marioară, Lenuțo, Marie, veniți, veniți de mă iubiți, Marioară, Lenuțo, veniți, veniți, veniți de mă iubiți. De-ai făcut vreodată bine sau de n-ai făcut? Și cu mine să nu te mai urc. De-ai făcut vreodată bine sau de n-ai făcut? Fă-i acum și cu mine să nu te mai urc. Marioară, Lenuțo, Marie, veniți, veniți de mă iubiți. Marioară, Lenuțo, veniți, veniți, veniți de mă iubiți. Părul tău cel negru, negru și buclat, dragă, eu am tot oftat. Părul tău cel negru, negru și buclat, pentru tine, dragă, eu am tot oftat. Marioară, Lenuțo, Marie, veniți, veniți de mă iubiți. Marioară, Lenuțo, veniți, veniți, veniți de mă iubiți. Marioară, Lenuțo, Marie, veniți, veniți de mă iubiți. Marioară, Lenuțo, veniți, veniți, veniți de mă iubiți.